Intervenție în această dimineață pentru pompierii maramureșeni, aceștia au fost solicitați să intervină pentru a degaja un cadavru. Este vorba despre trupul unui bărbat ce a fost găsit în râul Săsar în zona RFN. Militarii au ridicat trupul neînsuflețit, după care l au predat echipajului de la medicină legală. Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre faptul că în râul Săsar, pe raza municipiului Baia Mare, a fost găsit bărbatul decedat. Polițiștii desfășoară cercetări pentru identificarea acestuia și stabilirea circumstanțelor în care acesta a ajuns în apă. Potrivit primelor informații, informații, la examinarea exterioară a cadavrului nu au fost găsite urme de violență. Nu este exclusă posibilitatea ca bărbatul să fie un om al străzii, deoarece astfel de cazuri s-au mai înregistrat în Baia Mare în ultimul timp, iar malurile râului Săsar au devenit locul frecventat des de persoanele fără adăpost.